expoziție de fotografii care surprind contribuția familiei regale la integrarea europeană și în organizația Tratatului Nord-Atlantic a fost vernisată la sediul Delegației Permanente a României la NATO. Majestatea sa Margareta și Principele Radu au avut și o întrevedere cu secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană. Ajunși la eveniment cu puțin timp înainte să înceapă, am putut surprinde și ultimele pregătiri pe care Claudia Nicolae, directorul general al AGR Press, le-a făcut înainte de sosirea familiei regale a României. Momente care până la urmă au făcut istorie. Asta găsim noi în arhiva de fotografie AGR Press. Putem să spunem că suntem cumva cronicarii istoriei, dar de data asta în fotografie. Avem aici momente în care familia regală, regele Mihai, majestatea sa custodele coroanei române, precum și alteța sa regală, principele Radu, au contribuit la integrarea României în NATO și în Uniunea Europeană. Au fost două deziderate pe care țara noastră și le-a dorit atât de mult. Demersurile au fost consolidate și de contribuția familiei regale. Cred că este un moment istoric pentru delegația permanentă a României la NATO. Este vizita pentru prima dată în sediul nou a majestății sale și alteței sale regale. O vizită pe care noi o așteptam de ceva vreme, știind foarte bine contribuția familiei regale la integrarea României în structurile europene și euroatlantice, dar și în ceea ce privește promovarea intereselor noastre de securitate și de politică externă. Celebrăm 75 de ani de existență a Alianței Nord-Atlantice, una dintre cele mai puternice și importante organizații politico-militare din istoria lumii. Celebrăm 20 de ani de România în NATO și 35 de ani de libertate. Nu văd să fi fost un moment mai bun și mai oportun pentru astfel de vizită. Cu toții știm cât de mult a contribuit Casa Regală la realizarea năzuinței noastre de a intra în NATO și în Uniunea Europeană. Custodele coroanei și principele Radu au fost întâmpinați la sediul NATO de ambasadorul permanent al României. NATO protocol is also here. Hi, Your Highness. Welcome, I'm Caroline from Protocol. Nice to meet you. I will guide you also to the bilateral meeting with the Deputy Secretary General. Excellency. Nice to meet you. Acesta este sediul central, punctul nervos al întregii alianțe nord-atlantice. Noi am fost ultima dată în 2002. Da, a fost? Noi, 2002. Da. Sediul celălalt, acesta este un sediu nou, e într-adevăr special. Împreună s-au îndreptat spre delegația permanentă a României la NATO. Da, este o dragă și pe care, exact, și pe care, cum să spun, e un obiectiv de politică externă peren. Să o duce cât mai aproape, să o reintegrăm în familia europeană. Peste 50 de militari și civili care lucrează în structurile NATO au venit la vernisajul expoziției. Știm foarte bine eforturile familiei regale pentru integrarea României în Uniunea Europeană și în NATO. Știm foarte bine câte discuții a avut regele, maestatea voastră și alteța sa regală, pentru a ne sprijini în realizarea acestui obiectiv. Demersurile majestății voastre nu s-au oprit, ele continuă chiar și acum. Ne uitam cu atenție la discuțiile, la alocuțiunile pe care le aveți și în care vorbiți despre necesitatea ca estul continentului nostru să fie mai bine apărat. Vorbiți despre securitatea la Marea Neagră, sprijinul pentru Ucraina ca să iasă victorioasă din războiul ilegitim și brutal care îl derulează Rusia împotriva sa. Și de revenirea Republicii Moldova în familia europeană. Toate acestea sunt obiective importante de politică externă, obiective importante pentru securitatea României și permiteți-mi să-mi exprim gratitudinea pentru aceste demersuri ale majestății voastre. Ar mai fi ceva cu o notă personală. Acum peste 40 de ani, deci înainte de decembrie 1989, bunica mea îmi șoptea cum venea din orașul Breaza și coborea pe ceea ce acum se cheamă Drumul Național 1, ca să-l aștepte pe rege care venea de la București spre Sinaia. Regele se oprea, vorbea cu oamenii, le oferea dulciuri. Nimic special în asta. Cu toate acestea, bunica mea avea o licărire în privire și un zâmbet pe buze de câte ori vorbea de acest moment. Nu l-am mai văzut până atunci și nici după aceea. Ieri m-am uitat la una dintre pozele regelui Mihai și am văzut serenitatea,
am văzut bunătatea și am văzut iubirea pentru România și pentru România. Puțin emoționat, i-a spus. Mulțumesc foarte mult și mă bucur că putem să ne întâlnim astăzi. Și tot ce a spus ne dă un gând. E complicat lumea de astăzi. A fost și complicat atunci și a avut această mare schimbare spre, cum ați spus, libertate. Da. Mă bucur că am reușit să intrăm în NATO, România. Am făcut un efort, dar continuăm, nu ne oprim. Mă bucur că sunteți aici, pentru că fără asta nu știu unde ar fi acum țara noastră. Nenorocirea care s-a bătut asupra Estului European cu acești 2 ani de crimă continuă în Ucraina nu fac decât să arate viziunea pe care au avut-o liderii politici români post-decembriști și regele, care în vremuri în care trebuia să explici mult ca să-i convingi pe cei din jur că România are ce căuta în NATO, după un arc de timp de 20 de ani, stai și te întrebi, Doamne ferește dacă atunci când au izbucnit luptele în Ucraina, Doamne ferește dacă România nu era membru NATO atunci. Pentru noi nu există onoare mai mare decât să-i continuăm legământul regelui Mihai, care la rândul lui a urmat legământul bunicului lui, și să fim alături de cele mai importante instituții ale perene ale statului român, care sunt apărarea, politica externă, biserica, academia, economia românească, aducând ingredientele regale care sunt încrederea, iubirea, mândria. Regele Mihai a început turneul pentru integrarea României la NATO și Uniunea Europeană în 1997 și până în 2006 a vizitat 17 state membre în care a făcut lobby pentru țara noastră. Aș vrea să vă rețin cu un fragment testament pe care regele Mihai l-a lăsat poporului român și îl găsiți în broșură chiar în prima pagină. Este vorba de discursul regelui Mihai 30 decembrie 1997. Democrația nu este un sistem de guvernare, ci un mod de a trăi. Ea nu depinde numai de alegeri libere, de o mass media și de o justiție liberă. Oricât de necesare ar fi toate acestea, cel mai important în democrație este legitimitatea istorică și un sens al toleranței. Din aceste motive am decis să dedic toată energia promovării intereselor noastre. De-a lungul anului am încercat să aduc mesajul de speranță în fiecare capitală occidentală. Am putea argumenta că România a eșuat. Ea n-a fost acceptată în primul val al alergirii NATO. Refuz această interpretare. Aș vrea să spun liderilor altor țări, nu suntem cerșători. Vrem să fim în alianță și în Uniunea Europeană, pentru că suntem de părere că ele ar fi incomplete fără România. Mulțumesc! La întâlnire au participat și ofițeri pentru politice, securitate și afaceri ai NATO, locțiitorul șefului major al apărării, generalul locotenent Dragoș Dumitru Iacob, și ambasadorul României în Belgia, Andreea Păstârnac. Foarte admirat a fost această ședință. Da, e foarte scurt. Am lucrat în NATO. Da? Da. A fost asistent secretar general, pentru parul diplomă simulată și după aceea a ajuns în și acum nu știu. Nu, este, s-a retras. Dar fotografia care i-a atras atenția majestății sale Margareta și pe care a privit-o cu cea mai mare emoție a fost cea înfățișându-l pe regele Mihai la împlinirea a 90 de ani, ocazie cu care a susținut în Parlament un discurs istoric. Nu arată 90 de ani. Incredibil. Majestatea sa a făcut cunoștință cu mulți dintre românii care au participat la vernisaj. A fost o mare Familia regală a avut apoi o întrevedere cu secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană. Okay, n-am de mult să vă primim oficial. Vreau foarte mult. Și vreau să vă mulțumesc pentru contribuția Casei Regale și a dumneavoastră personal pentru aderarea României la NATO și la Uniunea Europeană. Și dacă suntem astăzi aici, unii dintre noi, e și rezultatul muncii noastre comune. Vă suntem extrem de recunoscători. We enormously appreciate the
your family's contribution to modern Romania. You're an integral part of the fabric of the nation. And I want to thank you and the late King for everything you have done after the fall of communism for bringing our country back into this noble creed, which is the West. După vizita la NATO, Majestatea sa Margareta și Principele Radu și-au petrecut seara la Palatul Regal, la o cină privată, unde au fost invitați de regele Filip și de regina Matilde ai Belgiei. Primul rege al României care a poposit la Palatul Regal din Bruxelles a fost Carol I. Pe când era principe, pentru că sora sa, Principesa Maria de Hohenzollern, s-a căsătorit cu prințul Filip al Belgenilor, conte de Flandra, al doilea fiu supraviețuitor al regelui Leopold I. De altfel, acestuia i s-a propus în 11 februarie 1866 de locotenența domnească de la București să devină principe al României, în locul lui Alexandru Ioan Cuza. Prințul Filip era pretendent al tronului Franței, ocupat de împăratul Napoleon al III-lea, de aceea a și refuzat propunerea României. Cancelarile europene l-au ales apoi pe cumnatul său, principele Carol de Hohenzollern, care a adus independența principatelor române și a stabilit și primele relații diplomatice între cele două țări, pe vremea regelui Leopold al II-lea. România a deschis în 1881 consulate onorifice la Bruxelles și Liège, în 1921 la Namur și în 1932 la Lovon. În 1919 s-a înființat la Bruxelles Camera de Comerț Belgo-Română. Regele Carol I a păstrat relații strânse cu familia regală belgiană. Regele Albert I al belgenilor a fost nepotul de soră a lui Carol I, care a fost oaspete la acest palat regal în nenumărate ocazii, atât privat cât și oficial. Apoi știm că regele Ferdinand și regina Maria au efectuat prima vizită de stat a României în Belgia în mai 1924. În exil, regele Mihai, regina Ana și regina mamă Elena au fost de mai multe ori oaspeți ai casei regale a belgenilor. În decembrie 1989, regele belgenilor a fost printre primii șefi de stat care i-au telefonat regelui Mihai pentru a-și oferi sprijinul și încurajarea după evenimentele de la București. Când regele Mihai a început turneul oficial pentru susținerea aderării României la NATO și Uniunea Europeană, a vizitat Bruxelles atât în 1997 cât și în 2002, în timpul domniei regelui Albert al II-lea. Custodele coroanei a înființat la Bruxelles în 1990 o organizație soră a Asociației Principesa Margareta a României pentru a susține proiectele de la București. Timp de 20 de ani, Bruxelles a fost unul dintre centrele cele mai importante pentru colectare de fonduri pentru Fundația Majestății sale. Principele Radu a efectuat în Bruxelles numeroase vizite susținute guvernamental pentru România și Republica Moldova începând din 2002, atât în plan bilateral cât și în cadrul Uniunii Europene și NATO. Din 1990 până în zilele noastre, regele Mihai, regina Ana, Majestatea sa Margareta și Principele Radu s-au întâlnit de mai multe ori la Bruxelles cu regele Albert al II-lea, regina Paula, cu regina Fabiola, cu regele Filip și regina Matilde, cu principesa Astrid și principele Lorenz ai belgienilor. Totodată, mai mulți regi și prinți ai belgenilor au vizitat România. E un fel de cerc, din punct de vedere personal. Mă simt ca și cum pot să continui ceva care a existat deja și este important pentru noi și pentru țara noastră, că avem o relație foarte intimă, cum spuneți, și istorică și profundă cu această țară aici, și din punct de vedere familial, de familie. Suntem rude. Și în plus este, de fapt, un fel de centru Europei aici și noi, români, facem parte din Europa. Și deci și pentru asta m-a impresionat mult, că putem să stăm aici și suntem membri și suntem mândri și demni. În urmă cu 100 de ani, regina Maria a venit aici să reprezinte interesele României. Uh-huh. Astăzi, Majestatea voastră, Principele Radu, reprezentați tot interesele României, dar și ale Republicii Moldova, ale românilor din Republica Moldova. Da. Ce faceți în acest demers, în această vizită? Vorbim despre ce înseamnă pericol pentru Moldova, cum Moldova face parte, într-un fel, din spiritul românesc, cum are o singură coroană și face parte din istorie. Nu e nimic politic în asta. Și asta e rolul nostru, să reprezentăm oameni români, nu o țară, un pământ.
este ceva spiritual, ceva istoric, ceva de suflet, ceva un fel de comunitar, dacă se poate spune așa, că suntem în Belgia și aici este comunitatea europeană. Și pentru asta mă bucur că putem să avem o voce și putem informa oamenii despre ce se întâmplă. Am avut întâlnire la NATO, ei știu foarte bine, dar avem și noi un rol. Asta m-a bucurat că putem vorbi. Suveranii belgieni sunt foarte informați, știu foarte bine ce se întâmplă. Regele Filip a fost de câteva ore deja în România și deci este un dialog care continuă în timp. Și foarte util. Noi vrem să informăm pe toată lumea, mai ales nivelul ăsta este, noi putem să facem ceva care poate alte persoane nu pot să facă. Deci avem rolul destul de mare, important și profund. Una dintre cele mai emoționante întâlniri ale familiei regale a fost cea cu reprezentanții ai comunității românești, dar și cu înaltele fețe bisericești care le alină dorul de casă. Românii din Bruxelles sunt norocoși să aibă doar aici, în capitala Belgiei, 5 biserici românești în care se pot ruga. Majestatea sa Margareta și Alteța sa regală, Principele Radu, au vizitat Biserica Sfântul Nicolae din Bruxelles, un lăcaș de cult important în regatul Belgiei, pentru că este și sediul reprezentanței Patriarhiei Române pe lângă instituțiile europene. Familia regală a fost întâmpinată ca acasă, cu pâine și sare. Parohul Bisericii Sfântul Nicolae și protopop pentru Belgia, preotul Patriciu Vlaicu, a apreciat vizita familiei regale drept o onoare și a subliniat importanța păstrării nealterate a legăturilor dintre românii din regatul Belgiei cu țara, întărite prin astfel de evenimente cu totul speciale. E o mare șansă pe care o avem. Patriarhia Română a reușit să achiziționeze acest loc de cult în 2006, cu ajutorul statului român. A fost o ocazie extraordinară să putem avea în Belgia, în capitala Europei, un loc în care românii să se regăsească, să simtă legătura cu rădăcinile pe care le au. Momentul reorganizării Bisericii Ortodoxe Române în Belgia, odată cu înmulțirea numărului românilor de aici, a fost deosebit de important. Din 2007 am putea spune că comunitatea românească s-a dezvoltat în toate planurile, inclusiv în cel bisericesc. Odată cu integrarea noastră. Și câți senoriași vin la Biserica Sfântul Nicolae? Am spune noi mulți, în același timp puțini, dar comunitatea din Bruxelles este greu de evaluat, având în vedere că sunt mulți români care lucrează în diferite instituții internaționale, antreprenori, câteva zeci de mii de români, unii optimiști spun în jur de 70.000 de români în regiunea bruxeleză. În parohiile noastre, cele 5 parohii, în fiecare parohie sunt în jur de 300 și 500 de credincioși. Ce înseamnă pentru biserica dumneavoastră întâlnirea de astăzi cu familia regală? E un moment foarte emoționant. Casa Regală este foarte sensibilă la tot ceea ce înseamnă viața comunității din diaspora. Mi-aduc aminte că l-am văzut pe Majestatea sa, Regele Mihai, la hirotonirea în altă preasupărinte mirtovolit Iosif în 1998 la Paris. Prezența Majestății sale a fost deosebit de important, un act de încurajare. A fost și duhovnicul Majestății sale. Înalt preasupărinte mitropolit Iosif a fost și este foarte apropiat de Casa Regală. Legătura duhovnicească a fost evidentă încă din momentul hirotoniei înalt preasupărinte mitropolit Iosif. Ați mai întâlnit familia regală? Este prima dată când întâlnesc familia regală în calitatea mea de preot și având o responsabilitate într-un anumit loc. Atunci, în 1998, eram unul dintre preoții care slujeau la Catedrala Greacă din Paris. Vizita regală a fost așteptată cu emoție în lăcașul de cult în care vin să se reculeagă românii aflați departe de casă și de mulți dintre cei dragi. O amintire păstrată în suflet din copilărie a unei legături speciale cu familia regală a României ne e destăinuită. Este o poveste foarte specială și asta datorită părinților noștri care ne-au dus de mici copii la mănăstirile din Suceava și din Neamț. Având în vedere că în anul 1997, pe 3 mai, chiar de ziua mea, am mers cu părinții la părintele Cleopa și să întâlnim pe majestatea sa, regele Mihai, și pe regina Ana. Tatăl meu fiind fotograf, a imortalizat acel moment când eu i-am cerut un autograf majestatei sale, regele Mihai, și sora mea i-a dăruit un buchet de lalele.
ele din grădina bunicii noastre, special aduse tocmai de la Bacău. Aici sunt eu, la 11 ani, împreună cu sora mea, Elena. Foarte frumos, un moment mirific. Cum vi-l amintiți pe regele Mihai? V-ați putut da seama atunci? Foarte bucuros de revederea cu toți românii. Bucurie neimaginată, nespusă. La 11 ani, poate nu simțeam cum simt acum, dar aveam aceeași emoție și bucurie, pentru că era pentru prima dată când vedeam un rege. Da, și mai ales faptul că mi-a dat și autograful și chiar am fost profund marcată că n-am vrut să dea chiar pe orice și am apreciat lucrul acesta. Am cumpărat de la Mănăstirea Silvestria o vedere, o carte poștală cu Maica Domnului. Ne-am oferit așa majestății sale. Și majestatea sa regală a luat-o și a întors-o și atunci a văzut-o pe Maica Domnului. Și regina Ana s-a uitat spre cer și a mulțumit lui Dumnezeu pentru această bucurie de a intra în România și de a vizita mănăstirile, pentru că era pentru prima dată când au fost lăsați să se intre. O zi foarte specială și binecuvântată pentru mine și n-am crezut că o să mai am vreodată ocazia să mă întâlnesc cu majestatea sa, custodele coroanei. Dumnezeu a dat în așa fel încât să devin preoteasă. Mereu părinții mei îmi spuneau că sunt aleasă pentru ceva. Atât eu cât și sora mea suntem preotese. Eu în Belgia, sora mea în București. Preoții bisericilor din apropierea orașului Bruxelles și reprezentanții ai Asociației Centrului de Acțiune Social-Culturală Casa Anastasia au povestit familiei regale despre importanța muncilor în regatul Belgiei. Dragi invitați, e o mare bucurie și o onoare să avem această vizită astăzi în biserica noastră, pentru că e în primul rând un semn de încurajare. Românii care pleacă sau care au plecat din România au nevoie de multă încurajare, pentru că suntem într-un proces de definire a identității noastre, a căutării locului nostru în lumea aceasta și e un mare lucru ca să putem să ne bucurăm de prezența dumneavoastră în mijlocul nostru. Probabil lucrurile acestea le-ați auzit și cu alte prilejuri, însă vă spunem lucrurile acestea din inimă și tare ne bucurăm că sunteți în mijlocul nostru astăzi. Istoria românească a acestui locaș de cult în care suntem astăzi începe în mod interesant cu aderarea României la Uniunea Europeană, pentru că Patriarhia Română, înainte de anul 2007, căuta un loc de reprezentare al ei pe lângă instituțiile europene. Și atunci, în al preasfințitul Iosif, împreună cu Părintele Patriciu, au găsit această biserică pe care Patriarhia Română a achiziționat-o și în care suntem astăzi. Dar, de fapt, ceea ce vedeți dumneavoastră în jurul dumneavoastră e cam jumătate din biserică, și pe orizontală și pe verticală. În timpul vizitei familiei regale la Biserica din Bruxelles, liderii Asociației Casa Anastasia au prezentat activitățile desfășurate în beneficiul comunității de români din Belgia. Scopul principal al asociației este clar, este de a sprijini comunitatea de români din Belgia, din Bruxelles. Și ne-am construit acțiunile și activitățile în jurul a trei mari direcții de acțiune. Avem acțiuni în plan educațional, în plan economic-social și în plan cultural. Conducem prin asociația CASA școala de weekend Anastasia. Este o școală care de fapt funcționează din anul 2007, unde lucrăm cu elevi și copii cu vârste între 6 și 12 ani. Urmărim, prin intermediul școlii, să consolidăm comunitatea de limbă și cultură românească din diasporă, de aici, din Belgia, și să menținem vie cultura și tradiția românească. Avem cursuri de muzică și dans popular, de exemplu, de pictură, de icoane pe sticlă și altele. În plan social, ne ocupăm de românii care sunt aici, în jurul nostru, în comunitatea noastră. Sunt multe cazuri, români în dificultate, fără loc de muncă, fără adăpost. Ne ocupăm de situații specifice care necesită sprijin punctual. Facem acest lucru oferind consiliere de specialitate, asistență socială sau sprijin psihologic. În strânsă legătură cu activitatea CASA, avem și asociația ARPA, unde este o asociație dulce, pentru că acolo producem ciocolată artizanală vegan. Am dezvoltat această activitate în ideea de a sprijini, prin producerea și vânzarea acestei ciocolate, activitățile asociației CASA. Este ceea ce numim noi gustul faptelor bune. O altă activitate extrem de importantă este cea în care ne focusăm pe copiii cu nevoi speciale. Există în comunitatea noastră o nevoie reală
de sprijin a părinților și a familiilor care au copii cu nevoi speciale. Aceasta ne grupă noi să realizăm niște activități gratuite pentru acești copii, dar și pentru părinți, cât și pentru grădierilor care sunt foarte afectați și ei. Și un centru de zi pentru activități. Pentru că Părintele Patriciu este cel mai mare iubitor de oameni, ne-a dat posibilitatea să începem activitatea cu un centru pe care l-am numit noi Atelier de Joacă, pentru că acolo majoritatea copiilor sunt cu autism, sindrom Down, trisomie 8 și majoritatea sunt micuți. La atelier participă părinții, voluntarii, copiii voluntarilor. Este un atelier în care toată lumea se joacă. Învățăm să ne jucăm, învățăm prin joacă. Și ne jucăm cu emoțiile, cu muzica, mișcarea. Cum v-ați simțit în Biserica Românească? Foarte bine. Este interesant aici că au povestit tot ce este nu numai spiritual, dar tot felul de acțiune sociale care m-a impresionat foarte mult și vreau să știu puțin mai mult despre diverse acțiuni. Am cerut deja informații despre bursele pentru tineri și deci asta mi-a impresionat și este destul de auster aici și mi-a plăcut că putem să avem mai multe input spiritual, dacă se poate spune așa. Și în același timp e foarte, foarte călduros. Mi-a plăcut foarte mult. Alteța Sa Regală, Principele Radu, a afirmat în timpul întâlnirii că această vizită onorează memoria predecesorilor. Suntem aici pentru a aduce omagiul nostru regelui Ferdinand și reginei Maria, care acum 100 de ani pășeau pe aceste locuri. Nu au avut șansa ca noi să pășim pe pământ românesc aici, într-un petec din centrul Bruxellesului, dar au avut alte mari misiuni pe care le-au îndeplinit cu brio și recunoștința noastră este eternă. La eveniment a fost prezent și ambasadorul României în Belgia, doamna Andreea Păstârnac, care a însoțit delegația regală la majoritatea vizitelor pe care Majestatea Sa Margareta și Principele Radu le-au efectuat la instituțiile europene din capitala regatului. Este un moment unic în cariera diplomatică. Între Belgia și România sunt relații extraordinare, de altfel am și spus mai mult decât centenare și ne leagă foarte multe afinități istorice, culturale, economice. România a fost de multe ori numită Belgia Orientului tocmai datorită acestor legături foarte strânse. De multe ori exilul românesc încă din perioada Principatelor Române publica la Bruxelles, care era văzut ca un loc al libertății de exprimare. Descoperim în fiecare zi legături extrem de strânse culturale, istorice și economice mai ales. Dar astăzi această vizită are o importanță și mai mare pentru că suntem într-o perioadă în care relațiile belgo-române au atins un maxim atât în ceea ce privește relațiile politice, vizite ale suveranului belgian în România, vizita oficială a președintelui României în Belgia, relații la nivel guvernamental și dialog la nivel de prim-ministri de excepție și mai ales o cooperare sectorială cu care ne mândrim. Trebuie să fim conștienți că o vizită centenară a familiei regale române în Belgia înseamnă foarte mult. De asemenea, personal am avut șansa ca acum 10 ani să primesc familia regală română la Ierusalim și să avem și acolo o altă vizită istorică. Aceste vizite au o importanță extraordinară pentru agenda momentului în care se realizează și ați văzut că de altfel în discuțiile politice, diplomatice avute aici în Belgia, toate aceste subiecte au fost menționate. Dar de asemenea, sunt niște jaloane care rămân în relația bilaterală, la care ne putem referi ulterior și care continuă cumva să lumineze atât activitatea de dinainte, cât și ceea ce facem în continuare.
În urmă cu 100 de ani, când regele Ferdinand și regina Maria au vizitat Belgia, au susținut și interesele țării noastre. După 100 de ani, Majestatea sa Margareta continuă acest demers diplomatic regal, iar una dintre întâlnirile din cadrul acestei vizite centenare a fost de actualitate și a fost cu ambasadorul Republicii Moldova. Știm că familia regală a României a fost mandatată să susțină aspirațiile europene ale Republicii Moldova, iar în acest sens, anul trecut a vizitat Suedia și Spania, două regate care au susținut prin rotație președinția Consiliului Uniunii Europene. De data aceasta a venit rândul Belgiei. Un punct din agenda familiei regale a fost întâlnirea cu reprezentanții ambasadei Republicii Moldova din capitala Belgiei. Sunteți numeroși aici. Familia regală a participat și la o întâlnire cu ușile închise cu ambasadorii Republicii Moldova în Belgia și la Uniunea Europeană. Sunteți mandatată să susțineți aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În acest sens, ați făcut aici și alte demersuri? Da, evident că în fiecare întâlnire care am avut, noi am vorbit despre Republica Moldova. Tot timpul sunt schimbări acolo și pericol există și noi trebuie să fim tot timpul informați și la zi și noi putem informa pe ceilalți. Asta e ideea, să facem tot timpul ceva util. Această vizită s-a axat pe eforturile Maiesteții sale și Alteții sale regale de a ajuta Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Sunt zile în care se iau decizii istorice pentru Republica Moldova, dar și pentru România. Și acest suport în a sprijini Republica Moldova, pe care permanent Maiestatea sa și Alteța sa regală le au, sunt de neprețuit pentru noi. Contează absolut enorm și aceasta l-am resimțit și eu în discuțiile mele, atât cu regele belgienilor Filipe, cât și cu marele duce al Luxemburgului Henri. Am simțit o cunoaștere și un atașament de tip nou, care este astăzi foarte simțit atât în pozițiile pe care maiestățile sale le iau în public sau în relațiile cu diferiți demnitari, diferite state, în sprijinirea pledoirii Republicii Moldova de a deveni membru al Uniunii Europene. Acest lucru a fost reiterat și de doamna președinte Maia Sandu în cadrul vizitelor la Chișinău și acest lucru l-am simțit în cadrul discuției pe care am avut-o astăzi. Am discutat sub toate aspectele cum poate fi ajutată Republica Moldova, dar și cum împreună putem dezvolta proiectele, proiecte absolut necesare, proiecte identitare, proiecte de dezvoltare, proiecte de apropiere a Republicii Moldova și a României în acest context de integrare europeană și de extinderea relațiilor Republicii Moldova cu mai multe organizații internaționale, dar mă refer acum la Alianța Nord-Atlantică. Șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană a fost impresionată de întâlnirea cu familia regală. Pentru mine personal a fost foarte emoționant și am fost foarte onorată să am această oportunitate. Suntem foarte recunoscători pentru toată susținerea care oferă Majestatea sa și Alteția sa regală Republicii Moldova și prin demersurile pe care le fac, promovând agenda de integrare europeană, este foarte important de a avea susținerea tuturor statelor membri a Uniunii Europene. Atât Majestatea sa, cât și Alteția sa regală sunt personalități foarte cunoscute în Republica Moldova, au interacțiuni frecvente cu conducerea de vârf a Republicii Moldova, atât cu doamna președinte, cu domnul prim-ministru,
au avut vizite atât la Chișinău, cât și conducerea Republicii Moldova este în vizită în România. Suntem bucuroși de această oportunitate de a menține dialog și de a consolida această cooperare. Luând în considerație procesele decizionale complexe la nivelul Uniunii Europene, fiecare cuvânt spus, fiecare umăr contribuie la promovarea agendei de integrare europeană. Garda de onoare a Academiei Regale Militare din Belgia a dat onorul familiei regale a României când a ajuns la prestigioasa instituție de renume internațional. Este singura instituție de educație superioară militară din Belgia. Aici sunt instruiți atât ofițeri belgieni cât și militari din alte state europene și de pe continentul african. Familia regală s-a recules la monumentul dedicat militarilor care au studiat la Academia Regală Militară a Belgiei, apoi și-au pierdut viața în primul război mondial. În mod tradițional, membrii casei regale belgiene, inclusiv regele Filip și principesa Elisabeta, ducesă de Brabant, moștenitoarea tronului, au studiat aici, iar acum este locul în care își desăvârșește educația prințul Gabriel al belgienilor. De altfel, acesta a avut parte și de o întâlnire cu rudele sale regale din România. Îl putem vedea din când în când, este o persoană modestă, muncitoare, nu-l cunosc, bineînțeles, studenții pot să spună mai multe, dar îl putem vedea din când în când la cantină sau la sport. Daniela Doroftei este unul dintre cei 7 cercetători români ai Academiei Militare din Bruxelles. Lucrează aici de 19 ani și, deși a avut ocazia să cunoască familia regală a belgenilor, nu și-a putut ascunde emoțiile să întâlnească pentru prima dată și pe cea a României. E interesant ce faceți? Da, este foarte interesant. V-ați mai întâlnit cu familia regală? Cu familia regală din România nu, cu familia regală din Belgia da, de mai multe ori. Sunt foarte interesată, urmăresc totul despre toate familiile regale din Europa, deci sunt româncă, am plecat de foarte mult timp din România și totul legat de România mă emoționează. Majestatea sa Margareta și Principele Radu i-au cunoscut pe românii de la Academia Militară Regală a Belgiei. Printre ei sunt cadre universitare, cercetători, angajați sau studenți. Special balistică interioară. Lucrez în domeniul balisticii. Da, suntem colegi de birou. Am absolvit Academia Tehnică în București, armament și muniții. Am lucrat în jandarmerie. Am vrut să fac o schimbare și ne-am hotărât să ne mutăm în Belgia. Eu lucrez în inteligența artificială pentru senzori, partea de senzori, imagini, post-procesare, infrared, termo-infrared și visible. Am ajuns aici cu o bursă la doctorat la Kau Leuven. Eu lucrez pentru laboratorul de robotică. Am ajuns în Belgia pentru studii, o bursă Erasmus la Universitatea Libre de Bruxelles. Și când vă întoarceți acum, rămâneți aici? Sau? Eu trăiesc aici. Trăiesc aici, da. În 2007, când am ajuns aici. Da. Părinții care lucrau la Comisia Europeană, respectiv, și v-am copilărit aici. Rămas aici. Și am rămas aici și m-am angajat la Școala Regală Militară, unde acum sunt anul 4, își termin anul acesta și după aceea mă angajez în armata Belgian. Ce armă ți-ai ales? Parașutiști comandă. Aha. Lepara. Aha. Bravo. Foarte frumos. Voi nu vreți să rămâneți în Belgia, nu? Nu putem. Întoarce-mă. Cuplul regal român a aflat apoi istoria Academiei Regale Militare și rolul pe care l-a jucat această instituție de-a lungul istoriei pentru regatul Belgiei. Familia regală a vizitat apoi campusul universitar și a aflat detalii despre programele dedicate studenților.
Multe dintre ele fac parte din strategia de securitate sau politica de apărare a Belgiei. Un astfel de program este cel despre securitatea cibernetică. A fost conceput ca un joc bazat pe diverse provocări cibernetice pe care studenții trebuie să le treacă până ajung în finală. Il y a 160 personnes qui viennent demain et de ces 160, on leur annonce demain soir à 8 heures s'ils sont qualifiés pour le lendemain. Et donc ils ont tous leur pyjama avec, mais on leur dit à 8 heures s'ils restent dormir ou pas. Et donc ceux qui prestent mieux demain gagnent leur place pour la finale lendemain. Tout le monde amène sa valise. Tout le monde a sa valise. Et ils savent pas s'ils restent ou pas. Programul este susținut financiar de mari corporații private din Regatul Belgiei și a fost creat pentru a crește gradul de conștientizare la amenințările de securitate cibernetică și pentru a contribui la formarea unei generații de profesioniști și experți în securitate. Majestatea sa Margareta și Principele Radu au avut apoi o întrevedere cu lectorii și profesorii Catedrei Politica Mondială. Alteța sa regală, Principele Radu, le-a vorbit despre relațiile monarhice româno-belgene, dar și despre modul în care românii percep casa regală în zilele noastre, într-o țară în care, deși este republică, familia regală joacă un rol important. În timpul discursului său, Principele Radu a subliniat importanța asigurării stabilității în estul continentului, mai ales în contextul războiului de lângă România. Ces événements qui se passent en Ukraine n'ont pas besoin d'une traduction, on n'a pas besoin d'une explication. Notre génération a été née avec ce danger. On a toujours su que le continent est faible dans cette partie de l'Est à cause de la géographie et à cause de cette différence énorme entre la tolérance, le désir, l'humanisme du continent et puis une philosophie beaucoup plus brutale et beaucoup plus difficile à comprendre de l'autre côté. Principele Radu a subliniat și importanța sprijinirii Republicii Moldova și a aspirațiilor ei europene. Ce pays est un pays frère à nous, la petite République de Moldavie. Et on partage la langue, on partage l'identité nationale, on partage les traditions, la culture, la couronne royale et énormément de notre histoire moderne et contemporaine. L'histoire royale des deux pays est pratiquement une seule unité indivisible. Et en plus, ils ont fait des progrès énormes, non seulement dans le domaine de la justice et de la good government, mais aussi ils veulent aussi assurer une défense du pays conforme à la rigueur du 21e siècle. Et donc je crois que avec l'appui de la Belgique, des autres pays de l'Union européenne, ce peuple qui appartient en fait à l'Europe, historiquement parlant, arrivera à avoir son rêve accompli. Aceasta a fost ora regelui de astăzi. Mă bucur că am reușit să surprind emoția strănepoatei suveranilor României mari, dar în același timp să fiu martor la diplomația regală pe care o continuă astăzi Majestatea sa Margareta pentru România și Republica Moldova. Ne vedem și sâmbăta viitoare cu noi pagini de istorie. Eu sunt Camelia Cichi și vă spun la revedere din Bruxelles. Thank you.